Salutare, dragi pasionați auto! La introducerea asta nu vreau să vă țin foarte mult pentru că lumea a înnebunit. Astăzi avem la test un Audi A3, o mașină care îmi place la nebunie, doar că este un Audi A3 ceva mai schimbat. Un Audi A3 care răspunde la nebunia oamenilor, o nebunie după mașinile crossover. O nebunie atât de mare încât Audi A3 a devenit și el un crossover. Astăzi avem de-a face cu un Audi A3 varianta All Street, adică un Audi A3 care are câteva elemente specifice unei mașini crossover. Deci sunt sigur că și voi sunteți la fel de curioși ca mine, așa că haideți să vedem despre ce este vorba cu Audi A3 All Street 2024. În 2024, un Audi A3 normal pleacă de la 28.000 de euro cu TVA. Ei bine, un Audi A3 All Street pleacă de la 31.000 de euro cu TVA. Dar știm foarte bine că la mașinile germane poți să spui o droaie de opțiuni. Cam așa este cazul și cu mașina asta, care chiar dacă nu are toate opțiunile pe care le poți pune pe un asemenea model, este foarte, foarte bine echipată. De asta ajunge să aibă un preț de listă de 44.000 de euro cu TVA. Destul de mult pentru un Audi A3. Și cum îți dai seama că un Audi A3 este varianta All Street? Ei bine, sunt câteva schimbări, dar mai întâi să începem cu designul părții frontale. În primul rând avem niște faruri Full LED Matrix și într-un stil clasic Audi poți schimba semnătura luminoasă. După aceea avem și spălătoare de faruri și pentru că este varianta All Street, grila Audi Single Frame este un pic schimbată, da? Adică este o grilă unică față de restul modelelor Audi A3. Și acum să vă arăt și câteva schimbări pe care le aduce varianta All Street. Aici în partea de jos avem câteva elemente de protecție din plastic în culoarea gri lucios, da? Indiferent ce culoare a caroseriei îți alegi, aceste elemente vor veni în culoarea gri. Aici avem și radarul pentru sistemele de siguranță și pentru sistemele de asistență, iar logo-ul Audi este vopsit în culoarea negru lucios. Iată ne aflați și la interiorul lui Audi A3 All Street și începem clasic cu materialele. În primul rând a fost foarte surprins de cât de moi sunt materialele aici în partea superioară a bordului. Deci doar, nu știu dacă puteți să vedeți de acolo, când apăs pe spuma asta, efectiv se mulează pe deget. Nu am văzut niciodată la nicio mașină care, ok, care nu este premium, nu costă 100 și ceva de mii de euro, o spumă atât de moale. Deci este mega, mega plăcut la atingere. Da? Deci chiar bravo Audi! La fel și aici, în partea superioară a ușii, avem o spumă moale, dar care totuși se simte ceva mai tare ca spuma asta de aici. Nu înțeleg de ce n-am putut să pună aceeași textură și aici, în partea superioară a ușii. Ok, după aceea, când coborăm cu mâinile în partea inferioară, avem un plastic mai tare, o chestie absolut normală până la urmă, da? Pentru că Audi este un producător premium, dar Audi A3 este cam, de fapt, cred că este cam cel mai accesibil model din gama Audi, dacă scoatem din calcul Audi A1, da? Și aici la fel, în partea inferioară a ușii avem un plastic ceva mai tare. Și acum scaunele. Pe Audi A3 All Street poți să-ți iei mai multe tipuri de scaune cu diferite materiale. Poți să ai niște scaune standard sau poți să ai niște scaune sport, exact cum sunt acestea, care sunt exclusiv din stofă și vin cu funcție de încălzire. În rest sunt niște scaune cu reglaj manual, da? Și spuneam că poți să iei cu diferite materiale pentru că poți să-ți iei chiar și cu piele acea echipare S-Line. Deci ai reglaj manual atât în lungime, în adâncime, cât și înălțime, dar totuși ai un suport lombar electric. Scaunele vin cu funcție de încălzire și, desigur, opțional puteți să optezi pentru niște scaune care erau acționate electric și pentru niște scaune cu memorie. Avem sistem de sonorizare Sonos, care la Audi este sistemul de sonorizare din mijloc, pentru că ai ăla de bază care nu are niciun nume și în parte de sus, da, nivelul de top, este sistemul Audio Bang & Olufsen. Dar nu vă lăsați păcăliți pentru că sistemul ăsta audio Sonos se aude foarte, foarte bine. Din nou am fost surprins plăcut. În rest, ai foarte mult negru. Iar asta înseamnă că interiorul devine destul de întunecat și destul de plictisitor. Da? Adică ar fi fost frumos să mai ai câteva pete de culoare. Ok, aici în partea mediană a bordului ai aceste inserții gri și această inserție care normal este din plastic, dar are un aspect vizual ca de metal. Iarăși, gurile de ventilație foarte frumos integrate și mereu mi-a plăcut că cei de la Audi au știut să integreze extrem, extrem de bine ecranele sistemului multimedia. Da? Adică de acolo se vede foarte frumos cum ai o linie dreaptă. Nu este doar un ecran pus aici în partea de sus care iese din bord destul de urât. Da? Deci din punctul ăsta de vedere, Audi a făcut o treabă foarte bună. Volanul este simplu, da? Adică este volanul clasic Audi pentru că nu este echipare S-Line, deci nu avem volanul sport care se reglează manual atât în adâncime cât și în înălțime și pentru că este un crossover până la urmă, poziția la volan este mult mai înaltă decât la un Audi A3 clasic, da? Deci ai o poziție de condus aproape ca la un SUV. Totuși, îți găsești destul de ușor poziția la volan.
După aceea, aici în zona aceasta mai avem două porturi USB Type-C și o zonă pentru căcat telefonul wireless. Selectorul transmisiei este unul minimalist și drăguț, dar aici avem două suporte de pahare, un suport pentru cheie, frână de parcare acționată electric și o cotieră care, din păcate, nu este foarte încăpătoare, da? Este destul de mică. După aceea avem și torpedoul care este amortizat, este capitonat, o chestie plăcută pentru un model de genul acesta și destul de încăpător până la urmă. În afară de câteva artificii de design, varianta All Street aduce și o gardă la sol mai mare cu 3 cm față de un Audi A3 normal. După aceea, într-un stil clasic pe care îl vedem pe mașinile crossover, avem aceste protecții în partea de jos a mașinii și în jurul carenajelor roților, care la multe mașini crossover și la multe mașini de buget, cum teoretic este și un Audi A3, aceste elemente vin din plastic în culoarea negromat. Ei bine, Audi fiind o marcă premium, s-au chinuit totuși să vopsească aceste elemente în culoarea negru spre gri lucios. După aceea, jantele pe Audi A3 Allstreet pot să fie jante de pe 17 până pe 19 inch. Noi avem niște jante clasice Audi pe 18 inch. Din păcate, ușa nu acoperă pragurile, deci din nou, fiind un model crossover, teoretic îl bagi un pic pe off-road, deci asta înseamnă că te murdărești destul de tare pe pantalon când te dai jos din mașină. Aici, în jurul geamului, avem aceste linii cromate, care arată drăguț și culoarea este una specială, este o culoare perlată, care se numește gri aero, da? Deci gri săgeată. Instrumentarul de bord este full digital și are 10.25 și în același timp este foarte configurabil și se oferă o mulțime de informații. Cum, de exemplu, puteți vedea că nu mai am lichid de parbriz. Dar mereu mi-a plăcut la Audi cum ai vederea asta cu harta și că poți face harta supradimensionată. Per total, mereu am considerat că Audi are printre cele mai frumoase instrumentare de bord, da? Deci chiar arată foarte, foarte bine. Era să zic că sunt foarte mișto, dar nu folosim noi limbaj de ăsta. După aceea, mânerile uștilor sunt oarecum invers, da? Ceva ce vedem pe noua generație BMW seria 5 și îmi place foarte mult cum de la mânerul uștilor pleacă această linie care, mă rog, este un plastic cu aspect de crom, pentru că acum pe mașinile noi nu se mai folosește crom. Sistemul multimedia are 12,3 inch, se mișcă bine, cum spuneam, este foarte frumos integrat și este și o chestie interesantă pe care am văzut-o pe mașina asta, nu am văzut la nicio altă mașină. Dacă intrăm aici în meniul cu teme, veți vedea că putem alege diferite background-uri, da? Diferite fundaluri pentru acest sistem multimedia. De exemplu, avem personaje Disney, personaje Marvel, prințese Disney, supereroi, Star Wars, sporturi și așa mai departe. Practic, uite, luăm pe Yoda, da, apăsăm pe el și veți vedea că dacă intrăm în meniul normal al mașinii, meniul clasic al mașinii, veți vedea că Yoda este practic pe fundal, da? Ok, este o chestie aproape irelevantă, dar este un artificiu de design drăguț, mai ales dacă ai copii, sigur se vor bucura de această chestie. Acum haideți să intrăm în meniul mașinii și să ne jucăm un pic cu luminile. Într-un stil clasic Audi, ai lumini ambientale pe două zone, da? Și în același timp, chiar și pe un model de buget cum este Audi A3, ai niște lumini ambientale foarte frumoase, da? În primul rând, poți schimba lumina ambientală în zona suprafețelor, care sunt aceste zone de jos. Și avem de ales din 30 de culori. Hai să luăm de exemplu acest portocaliu, da? După aceea poți schimba lumina ambientală și adică culoarea liniilor, liniile care sunt aici în partea mediană a bordului și sunt și aici în partea mediană a ușii. Iarăși ai de ales între 30 de culori și practic, adică mai ales noaptea, se creează o ambianță foarte drăguță. După aceea, cum spuneam, pe Audi A3 poți schimba semnătura luminoasă, o chestie pe care o vedem cam pe toate modelele Audi. Pe Q8 ai de ales din 4 semnături luminoase, iar pe noua generație Audi A6, cât și pe noul Audi Q6, ai chiar 8 semnături luminoase diferite, da? Intrăm aici la luminile de la exterior, Digital Light Signatures, și avem cele 3 design-uri, da? Ce mai avem pe aici? Ei bine, în rest avem un sistem clasic Audi, un sistem pe care, cum să zic, mulți l-au numit învechit, care avea o grafică învechită, dar chestia asta va ieși din calcul pentru că acum la final de 2024, adică deja a apărut noul Audi A5, deja a venit și în România la teste noul Audi Q6, iar la început de 2025 vom avea și noul Audi A6, la care am fost la lansarea oficială și vă pot spune că sistemul multimedia este mult îmbunătățit. Audi vine cu niște tehnologii foarte interesante, vine chiar și cu
ChatGPT integrat. Sistemul de climatizare rămâne cu butoane fizice, iar asta înseamnă că Audi A3 are o ergonomie foarte bună. Deci toată partea asta este cu butoane fizice, de aici regulezi ventilatorul, AC-ul, unde să vină aerul, temperatura, aici scaunul încălzit, cum spuneam, de aici oprești climatizarea, iar aici în partea de jos mai avem câteva butoane, ai 4 moduri de condus. Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic și 5 ca și individual. De aici dezactivezi controlul tracțiunii, oprești sistemul start-stop, butoane de avarii, camere de parcare. Apropo, nu-mi place camera de marșiere la mașina asta, are o grafică destul de ciudată și nu poți să te orientezi bine. Adică uitați ce grafică ciudată are, este o Toyota din 2012. Și de aici poți lăsa mașina să parcheze singură, iar de aici ai toate cele sisteme de siguranță. Încă o altă chestie pe care n-am văzut la nicio mașină, zona asta tactilă de aici, cu feedback haptic, da? În primul rând, are feedback haptic dacă vrei să schimbi melodia, dacă vrei să oprești sistemul media sau dacă vrei să dai pe mut. Dar ce faci dacă vrei să dai volumul mai tare sau mai încet? Ei bine, mângâi zona asta așa, dacă dai așa, dai volumul mai tare, dacă dai așa, dai volumul mai încet, da? O chestie drăguță. În rest, aici avem mult negru lucios, care, după cum puteți vedea, rămân amprente pe el foarte rapid și se zgârie destul de repede. Aici, în partea din spate, regăsim alte câteva schimbări, dar haideți să o luăm într-o ordine de sus în jos. În primul rând, aici sus avem un pseudo-eleron și două elemente aerodinamice în culoarea negru lucios. Logo-ul Audi, din nou, în culoarea negru lucios și arată foarte bine cu această culoare gri. După aceea, stopurile sunt și ele full LED și, apropo, poți schimba semnătura luminoasă și a stopurilor. Dar aici, în partea de jos, este cea mai mare schimbare, pentru că uitați-vă doar cum arată această parte inferioară și dacă nu arată exact, dar exact ca un crossover. Totuși, mi se pare că Audi A3, când ești în spatele unui Audi A3 Allstreet, mașina arată ciudat, arată ca o căpriță, este foarte ridicată de spate. Evacuările nu sunt la vedere, avem doar aceste elemente care imită o evacuare la o mașină ceva mai sportivă. Țeava reală de evacuare este undeva aici, în stânga, în partea de jos. Bun, aici avem și camera de marș arier. În standard, portbagajul vine acționat manual, dar noi avem un portbagaj acționat electric pe mașina de test. Am pus și un ghiozdan în portbagaj ca să aveți o referință. Apropo, portbagajul are un volum de 380 de litri. Aici în stânga, cât și în dreapta, mai avem câteva agățătoare pentru bagaje, niște spații mici de depozitare, iar sub această podea falsă avem o roată de rezervă reală, ceva ce nu prea mai vezi pe mașinile noi. Apropo, dacă rabatezi bancheta spate, obții un volum de 1200 de litri. Audi A3 Allstreet vine cu 3 motorizări diferite, dar toate au aceeași putere. Deci avem o versiune diesel cu motor de 2 litri în 4 cilindri și o versiune pe benzină clasic și una pe benzină mild hybrid, adică exact ce avem noi astăzi aici. Un motor de 1,5 litri benzină cu 4 cilindri care dezvoltă 150 de cai putere, doar că această versiune dezvoltă și un cuplu motor maxim de 250 de Nm. În același timp are cel mai bun timp de la 0 la 100 și are cea mai mare viteză maximă. Deci, asta prinde 100 în 8,3 secunde, în timp ce versiunea diesel prinde 100 în 9,4 secunde, iar versiunea benzină clasic prinde 100 în 8,8 secunde. Dacă mașina asta are o viteză maximă de 221 de km pe oră, celelalte două versiuni au o viteză maximă de 218 km pe oră. Mașina asta poți să iei cu o cutie manuală cu 6 rapoarte sau o cutie automată cu 7 rapoarte. Iar, dacă este să ne gândim că este un model crossover, față de restul modelelor de acest fel, are și o masă destul de bună pentru că are doar 1350 de kg. Bun, iată că am plecat la drum și cu Audi A3 Allstreet. În mare parte, când te urci în mașina asta, nu vei simți mari diferențe față de un Audi A3 normal. Doar poziția la volan vei observa că este mult mai înaltă, este aproape o poziție de o mașină crossover până la urmă. Deci asta ar fi o mică diferență. Sincer, aș fi preferat să încă să am o poziție de condus joasă cum ai pe un Audi A3 normal. În rest, ai 150 de cai putere, mașina se simte foarte bine, se mișcă bine atât în oraș pentru că este micuță, este agilă, te poți băga în zone ceva mai strâmte, dar chiar și la drum lung mi se pare că cei 150 de cai putere sunt destui, având în vedere că mașina asta are o masă de doar 1350 de kg. Chiar și din punct de vedere dinamic, chiar dacă garda la sol este cu 3 cm mai mare, Audi A3 Allstreet rămâne, păstrează caracteristicile dinamice pe care le are un Audi A3 normal. Mă rog, nu pe toate, dar o mare parte le păstrează. În sensul în care ruliu chiar își face destul de rar simțită prezența, da? Adică poți să atași niște curbe ceva mai agresiv, ceva mai sportiv, fără să ai problema asta de ruliu
și să simți mașina instabilă pe curbe. Chiar dacă este un Audi A3 All Street și este un crossover, poate te gândești că ai și posibilitatea de a alege această mașină cu tracțiune integrală. Ei bine, nu este chiar adevărat, pentru că roțile motoarele se află doar pe puntea față și atât. Asta este singura variantă pe care o poți alege. Consumul. Ei bine, Audi a declarat că mașina asta ar avea un consum mediu cuprins de 5,4 și 5,8. Eu am restat consumul când am luat mașina și după ce am ieșit cu ea direct din București. Deci, pe aproape 500 de kilometri, în mediu extraurban, adică drum național, drum european și autostradă, am avut un consum mediu de 6,5 litri. După ce am intrat în oraș, mașina mi-a arătat că am avut un consum total de 7,3 litri. De multe ori în oraș am avut un consum cuprins între 10,5 și 11,6 în funcție de cât de aglomerat era traficul. Și totuși nu este un consum rău pentru un 1,5 litri turbo, chiar dacă este un sistem mild hybrid, na, este mild hybrid, adică bateria este destul de mică, nu putem spune că face foarte, foarte multe lucruri. Din punct de vedere al vizibilității, am întâmpinat câteva probleme. Bun, luneta și oglinda retrovizoare sunt bune, vezi foarte bine în spate, dar parbrizul mi-ar fi plăcut să fie ceva mai mare, ceva mai înalt, pentru că mi se pare că atunci când ajungi la semafor, de multe ori trebuie să faci mișcarea asta, da? Parbrizul este un pic prea tutit. După aceea, oglinzele laterale au o formă bună, adică îți oferă... După aceea, oglinzele laterale, care sunt potrivite ca mărime pentru o mașină de acest gen, dar forma lor, cum sunt ele făcute, mi se pare că îți oferă un unghi mort destul de ciudat. După aceea, la fel și cu camera de marșarier. Camera de marșarier este foarte, foarte enervantă, pentru că, pe lângă faptul că nu are o grafică foarte bună, distorsionează un pic lucrurile din punctul meu de vedere și ai momente când, să spunem că în partea dreaptă, spate, ai avea un perete. Ei bine, tu ești destul de departe de acel perete, dar pe cameră vezi că ești foarte, foarte aproape și de multe ori nu știi cum să iei de volan, stânga, dreapta, cum să te așezi pe locul de parcare, de exemplu. Deci asta au fost câteva probleme pe care le-am găsit eu cu mașina asta. Direcția mi se pare bună, în sensul în care, cum spuneam, ai 5 moduri de condus, efficiency, comfort, auto, dynamic și individual. Și pe modul confort direcția este ușoară, dar ideea e că are o greutate naturală, da? Adică chiar și atunci când pui mașina în dynamic, clar, direcția devine un pic mai precisă, un pic mai greoaie, dar nu într-un mod artificial. Adică oricum direcția are o greutate din fabrică, ca să spun așa. Iar asta înseamnă că mașina pe curbe chiar este destul de precisă. Nu vă gândiți acum că este un RS3 sau vreo mașină din acel segment, dar își face treaba foarte bine. Personal, mereu mi-a plăcut Audi A3 și mereu am considerat că este o mașină cinstită, o mașină bună la toate. O mașină care este destul de mică și agilă pentru a fi ușor de folosit în oraș și o mașină destul de plăcută și confortabilă pentru a fi folosită la drumuri lungi. Iată că Audi și-a dat seama de modularitatea acestui model și s-a gândit să mai adauge încă ceva pe această listă de atribuții pe care le are Audi A3. Adică partea asta de crossover, partea asta de off-road, ca și cum tu vei lua vreodată un Audi A3 și îl vei duce în off-road. Dar, mă rog, astea sunt cerințele în 2024 și Audi încearcă să răspundă la aceste cerințe cam în orice mod posibil. Eu am fost Silvian Ierimia, nu uitați să dați un like și un subscribe și nu uitați să ne spuneți în comentarii ce mașini mai vreți să vedeți pe canal. Ciao!